Vreau să vă spun că îmi va fi foarte greu să fac emisiunea de astăzi, pentru că personal am spus odată că sunteți singurul ministru cu coaie în actual guvern, dar și în precedent. De ce nu prea am motive să fac un hard talk cu dumneavoastră, ceea ce și presupune un Interpol. Haideți să începem.